Bună, bună copii! Din nou avem aici o idee pentru sănătate și Thomas ne va prezenta despre alergii. Despre alergii? Da, ce înseamnă o alergie? Eu, Bruno, sunt foarte interesat să aflu despre alergii. Păi, știi că am vorbit data trecută despre imunitate? Da. Alergia nu este altceva decât momentul în care imunitatea corpului atacă substanțe pe care n-ar trebui să le atace. Să ne gândim că acest soldățel pe care îl ținem minte de data trecută, care este imunitatea, așa, întâlnește la vamă sau prin corp un cetățean normal, care n-are niciun gând de a ataca. Vedem, n-are steguleț. Nici pistol n-are. Alergia este momentul în care imunitatea atacă acest vizitator nevinovat și creează un anumit grad de inflamație în corp. Oh, cum să înțeleg asta mai bine? Păi, gândește-te că atunci când strănuți, de exemplu, nu este altceva decât o reacție a sistemului respirator de a elimina o substanță iritantă. Și e bine dacă inhalezi, să zicem, ceva foarte iute. Atunci trebuie să strănuți pentru a o elimina. Dar dacă, de exemplu, inhalezi, uite, vine primăvara. Așa, și miroase a flori și hapciu! Exact! În momentul în care unii oameni nu fac altceva decât să respire parfumul foarte frumos al unei flori, sistemul lor imunitar simte că acest parfum este iritant. Așa că declanșează un strănut. La alții declanșează și o reacție mucoasă și începe să le curgă nasul. Sau li se înroșesc ochii. Toate acestea sunt date de corpul nostru, care interpretează puțin greșit anumite semnale nevinovate. Și ce să fac? Ce să fac dacă mă pomenesc cu un alergic sau ce să fac ca să evit aceste alergii? Pentru a evita să apară, nu sunt prea multe lucruri pe care le poți face. Totuși, pentru a evita niște manifestări mai grave, gândește-te că unii oameni se umflă și nu pot să mai respire din cauza anumitor substanțe, există câteva metode pe care le poți implementa. În primul rând, poți să eviți contactul cu acea substanță, dacă, desigur, acea substanță se întâlnește destul de rar. Ce faci dacă ești alergic totuși la polen? Sau la praf. Sau la praf, exact. Nu mai ieși pe afară? Nu, asta nu este răspunsul. Răspunsul este să ieși în perioadele în care polenul nu este activ. Sau să ieși cu ceva care să-ți acopere fața. Desigur, întotdeauna, dacă simptomele sunt grave sau destul de supărătoare, poți vizita un medic care îți va prescrie anumite medicamente care vor pune anumite bariere pe soldățenii aceștia de imunitate și ei nu vor putea chiar să atace orice vizitator nevinovat care vine în corpul tău. Așa o să fac. Îți mulțumesc mult pentru ideea aceasta pentru sănătate și abia aștept să ne revedem și cu altă ocazie. Pe curând!